Pentru a contracara inflația galopantă, BNR a majorat de două ori dobânda cheie în acest an, de la 1,25% la 1,75%. În ianuarie este posibil să ia o nouă decizie în acest sens. Opinia mea este că va mai face un pas de creștere cu 0,25 de puncte procentuale. Deja românii care au luat un credit ipotecar înainte de mai 2019 plătesc rate mai mari de la o lună la alta. Indicele Euribor la 3 luni se apropie de 3%, iar previziunile economiștilor sunt sumbre. Situația în care suntem din punct de vedere al inflației o să impună din ce în ce mai mult creșterea dobânzilor de referință. La anul va fi presiune mare pe indicele Euribor, care s-ar putea să sară și de 4%. Un român care a luat un credit pe 30 de ani în valoare de 300.000 de lei plătea în luna noiembrie o rată lunară de 1.538 de lei, calculată la un indice Euribor la 3 luni, în valoare de 2,6%. Specialiștii spun că în cazul în care indicele Euribor va ajunge la 3%, persoana respectivă va plăti mai mult cu 78 de lei la rata lunară. Iar dacă indicele Euribor la 3 luni crește și mai mult și va atinge pragul de 4%, clientul va plăti mai mult cu 260 de lei pentru aceeași rată lunară. În schimb, românii care au luat credite după mai 2019 nu sunt împovărați de rate. Momentan, indicele IRCC, pe baza căruia se stabilesc dobânzile la creditele noi, este acum la un nivel mic, deoarece se calculează cu aproximativ două trimestre în urmă. Dacă te duci să te împrumuți la o bancă, vei vedea cele mai mici dobânzi oferite la credite datorită acestui IRCC. Se vor vedea dobânzile mărite acum, de-abia din aprilie anul viitor. Rata inflației a ajuns la 7,8%. Inflația pe care o suportăm noi e în primul rând o inflație din post. Principalele cauze inflaționiste care sunt curentul electric, gazele naturale, combustibilii, determină atât de puternic starea rea din economie. Europa se confruntă cu unele dintre cele mai mari scumpiri din ultimii ani. Polonia are cele mai mari prețuri din ultimii 21 de ani, iar Germania cele mai mari din ultimii 30 de ani.